Oameni buni, bună ziua! Este ziua Olteniei astăzi, așadar, este și ziua noastră, Ciucă, la mulți ani, tati, la mulți ani! La mulți Olteni, ani. Amândoi, domn doctor, amândoi, Olteni, ce să facem? Sperăm, Ciucă, că avem un zaibăr bun astăzi după emisiune, să ciocnim ceva în cinstea prietenilor noștri, Olteni, de pretuntindeni, așa că la mulți ani, oriunde v-ați aflat, dragilor, iar înainte de sărbătoarea asta mondială, vom avea însă o discuție cât se poate de serioasă și profundă cu prietenul nostru, mai altul decât doctorul Cristian Andrei, care este aici pentru o nouă operație pe suflet. Aveți bisturiu ascuțit? Nu trebuie să fie ascuțit, trebuie să fie flexibil. Am înțeles, foarte frumos. Ei bine, cea care astăzi îl întâlnește și se destăinuie, cea care vorbește deschis, fără ocolișuri și rețineri despre cele mai mari obstacole, despre neîmpliniri, dureri și provocări pe care le-a depășit aproape mereu cu zâmbetul pe buze, este nimeni alta decât Tania Popa. Vine aici și exact cum spuneam și ceva mai devreme, înainte de a intra în direct la promo, că de fapt, chiar dacă noi nu suntem implicați în această poveste 100%, putem să tragem concluzii din discuția de astăzi. Absolut, pentru că nu e vorba aici numai despre noi. Este vorba despre o sumedenie de oameni care ar putea să înțeleagă ceva. Că la adică mulți ne putem regăsi în povestea asta. Absolut, pentru asta trăim. S-o chemăm alături de noi pe Tania Popa! Nu găseam ușa! Asta e plină de viață, așa se vine întotdeauna la psiholog. Ce înseamnă dacă intră așa și trântește ușa? Înseamnă ceva? Da, înseamnă că nu ești deprimat. Înseamnă că nu e deprimată. Nu! Și dacă are mâinile reci? Sunt sinceră. Sau am circulația proastă? Nu. Da, corect. Bună zi, două. Îmi pare foarte bine, Tania. Doamnă. Tania Popa. Mamă, Tania. Toți cu ochelari suntem aici. Da. Exact. Poți? Te ajut? Haide. Haide să te ajut. Perfect. Am zis să venim aici. Gata. Vreau să le spunem și celor de acasă că Tania ne-a acordat un interviu. Un interviu acordat colegei noastre Larisa. Și acolo ea a povestit despre copilărie, despre căsnicii, despre viața ei. Da. Și acest interviu a fost disecat în cabina de montaj. Vrem să vă arătăm o parte. E și frică. Pe părți, păi, sunt lucrurile pe care tu le-ai zis tu. Știu, și acum eu... depinde doctorul. Vorbește gura fără mine uneori, da. Foarte bine. Condiții optime de destăinuire. Perfect. Atunci haideți să vedem exact despre ce este vorba în acest material. Tania Popa s-a născut la Căușeni în Republica Moldova și a petrecut dincolo de Prut primii 17 ani din viață, locuind cu părinții și cu cele două surori într-un apartament modest cu două camere. Ai fost un copil crescut de părinți sau de bunici? De nimeni. Că ai mei cred că nici nu știau în ce clasă sunt. Adică noi din clasa întâia singur mergeam la școală, singur ne făceam temele, singur tot, aveam doar mâncarea. În frigider? Atâta tot. Eu am fost un copil foarte independent, n-aveam nevoie de nimic și orice ar fi decis ei nu conta, pentru că e un capitol trist care m-a făcut foarte fericit în viață, în urma unui accident când eram mică. Li s-a interzis practic părinților spre binele meu să mă enerveze în orice fel, deci am avut două accidente șocuri foarte puternice cerebrale. Prima dată la 9 luni nașul meu care era foarte înalt de 2 metri, ținându-mă în brațe, m-a scăpat pe ciment și practic mi s-a spart capul în mii de cioburi. Așa s-a auzit, nu s-a spart, dar am avut prima comoție cerebrală. Și la 3 ani am căzut într-un... Comoție cerebrală? Da, da. N-am cum să nu mă opresc aici. Da, da, am avut 9 luni și mama a zis că s-a auzit ca o vază de cristal care s-a spart pe ciment, așa a trosnit. Episodul ăla a trecut mai ușor. Mai grav a fost la 3 ani când am căzut într-o pădure, mă plimbam cu ai mei, eram cu toți cu sora mea cea mare. Am alunecat și am căzut pe pământ, era un cuib de viespi sălbatici și am căzut cu fundul în cuib. Evident că am supărat animăluțele și am fost înțepată de mii și mii de viespi în continuu până am intrat în comă și am stat vreo 3 luni în comă. M-am făcut ca o minge rotundă roșie pentru că eram prea mică și n-a suportat organismul. Nu erau albini, erau viespi, știi? Și viespea nu moare. Aia înțeapă și iar înțeapă și nu era milimetru pe mine fără rană și în urma acestui lucru eu nu știam, eram prea mică, nu știam să-mi gestionez, să-mi controlez furia, deci dacă eram oprită din asta, ieșea urât. Ieșea foarte urât, crize de-alea, adică eram în stare să sparg ușa, să... Și asta până la ce vârstă?
Ei, până să plec de acasă, evident că s-au conformat. Când am venit în România, toate deciziile mele au aparținut mie. Nu mai erau părinții lângă mine. De câteva ori m-am speriat că n-am știut să-mi controlez furia. Am și fost internată în România câteva săptămâni bune, că-mi explodase pur și simplu psoriazisul, că de acolo am căpătat această boală, psoriazis, că totul este pe sistem nervos. Și n-am putut să gestionez. Ușor, ușor, mă felicit, am învățat să-mi controlez singură, nu mă mai poate nimeni scoate din sărite. Pot să mă enervez foarte tare acum, dar niciodată nu voi mai ajunge să scot cuțitul să bag în om. Am regretat, în schimb, când m-am certat foarte urât cu cine mi-am permis, cu mama. Acolo refulăm de obicei. Să țip până când s-o fac să-i fie frică să scoată un cuvânt. M-am enervat și să dau cu pumnul în masă lângă ea, ca să nu, cu toate că nu era neapărat vinovată. Clar s-a declanșat ceva, că prea a fost șocul și nu, cred că pur și simplu nu știam să mă controlez ceva în mine, n-am stat să studiez problema prea tare, că m-aș speria. Din cauza psoriazisului, Tania a avut multe momente în care a suferit. Când era mică, purta mereu breton ca să ascundă urmele de pe frunte. Dar chiar și așa, deseori copiii o tachinau din cauza petelor de pe piele. Nici o durere nu s-a comparat însă cu ce a simțit atunci când și-a pierdut tatăl. Tatăl meu, atlet, sportiv, un corp de invidiat, s-a otrăvit din greșeală. Era daltonic și a făcut o confuzie. El a dat o dușcă de antigel și din... Antigelul e dulceag la gust, adică poți să o confunzi foarte ușor, da? Cu Criplone Vino, un vin cu tărie în el, care e dulceag la gust, și s-a culcat. Asta a fost marea greșeală. Pentru că, teoretic, după câteva ore poți, când deja simți că te simți rău și faci un contru, poți să faci transfuzie de sânge. Transfuzie de sânge. Tot. Și cu spălături și se... așa. El, când s-a trezit, era prea târziu. S-a trezit, a mai amețit de două ori și s-a stins foarte repede. Eram la Tulcea, eram căsătorită încă. Eram cu primul soț. Cu primul soț. Și când n-a avut curaj mama, mi-a spus-o... că nu mai e. Și eu știu foarte clar că pur și simplu m-am prelins pe perete, am început să urlu, n-am putut să gestionez momentul, am urlat până m-am epuizat. Aș fi dorit să mă vadă actriță. Să te vadă actriță. Atât aș fi dorit, pentru că chit că ei n-au vrut să mă fac actriță de nicio culoare, el a fost foarte mândru. Când am trimis eu acasă ziarul cu revista Flacăra, unde premiu cel mare de debut, premiul de debut Tania Popa, a fost în culmea fericirii. O mică parte din destăinuirile Taniei Popa e despre copilărie aici, o să mai urmeze și altele, imediat o să vedeți această confesiune făcută de colegii noastre, Larisa Toma. Cum spuneam, doctore, aveți bisturiu și aveți legătura. Eu sunt recunoscător aceste minunate doamne pentru că reușește să spună povestea vieții ei, astfel încât probabil și alții ar putea să învețe câte ceva. E bine să povestești lucrurile astea? Este bine, dar vreau să vă fac și eu o destăinuire. Domnule, în cabinet, noi nu începem cu copilăria. Chiar dacă e o tentație foarte mare să te repezi la copilărie și să spui, din cauza că m-am pățit eu, mulți zic, am căzut când eram mic și de-aia. Dar nu este așa. Da. Ca să fii riguros științific, trebuie să pleci de la prezent. Te uiți. Uite, o doamnă care are și negru și culori sclipitoare. Da? Sclipici tot timpul, trebuie să strălucești. Și de aici încep povestea. Nu de la ce crede ea că explică totul. Și atunci ai șansa să ajungi la alte adevăr decât fusese ea tentată să creadă. Da? Uh-huh. Aoleu! Uh-huh. Aoleu! Am șanse, că nu știu la ce mă referiți. Toate șansele, doamna tare. Toate șansele.
Dar încă o dată vreau să vă spun acest, e un mesaj important pentru oamenii care cred că au o problemă și că ea este din cauză că au căzut când erau mici sau că s-au îmbolnăvit, au făcut nu știu ce boală sau că au fost lăsat la bunici prea mult. Noi încercăm, adică mitul ăsta al traumei din copilărie este cam prea răspândit. Da? Dar să știți că eu am povestit că m-a tras de limbă rău de tot la Risa, cu de toate alea. Mm-hmm. Dar eu vorbesc foarte detașat despre lucrurile astea pentru că în prezent și chiar de câțiva ani buni mă simt foarte bine. Deci mă simt senzațional ca om, ca femeie. Eliberată. Da, nu știu, cred că acum mi-e bine. Acum mi-e bine cu tot ce mă înconjoară și cum trăiesc. Asta înseamnă că ați fost o luptătoare încă de mică. Da, asta. Adică a fost ceva cu care trebuia să te lupți. Ca și cu ori trăiai, ori nu trăiai. Cam așa a fost probabil de vreo câteva ori situații limite, da? Și trebuie să ne întrebăm, luptătoarea asta este luptătoare născută sau a fost obligată de viață să se lupte, că ea de fapt nu era născută? Ce credeți? Eu cred că eu m-am născut așa. Eu așa cred, pentru că... Încă de mică aveați tendința asta de a face... Nu, de energie, forță și să duc lucrurile până la capăt, asta da. Singura chestie care am pus-o pe spinarea acestei întâmplări când am căzut în cuib de viespi sălbatici a fost faptul că mă enervam îngrozitor și fiind o fată bine crescută, educată, nu-mi permiteam să răbufnesc și chestiile astea pur și simplu mă epuizau psihic pentru că țineam în mine, dar și când răbufneam era și așa, din ce auzise mie, din ce știam eu despre psoriazii și toate astea, că este o boală în primul rând pe sistem nervos, ține de sistemul nervos, da, și de stres. De stres și așa mai departe. Eu mică nu prea am fost stresată. Mai mult în România asta m-a stresat. Și stresul ăsta. Lumea crede că n-ar trebui să existe stres pe lume. Dar, de fapt, stresul este cel care te ridică din pat. Stresul este cel care te motivează să ajungi la capăt. Stresul este cel care te îndeamnă să te lupți. Da? Deci, el este un mecanism natural. Ce nuanță îi dai stresului. Absolut. Bineînțeles că mulți cred că e în exces. În zona asta, atunci poate să fie parcă mult mai ușor îl accepti. Stresul meu are un nume. Slavic. Slavic e soțul. A, da? Slavic, el e generalul în casă. El e cel care ne trezește, ne trimite, ne face, ne trece. E aici? Nu. Sper că e ocupat să n-aud. Și vă să zic că el este cel care vă liniștește? De când sunt cu el, el mi-a luat multe poveri, se zice așa, plural, griji, de pe umăr. Adică nu mai trebuie să fac eu tot. Și... Luptătorul care se pensionează, ca să zicem așa, nu mai trebuie să se lupte. Da. Mai am un pic, mă pensionești de la teatru. Da. Până l-a găsit pe Slavica, a trecut prin niște experiențe în ceea ce privește căsnicia, despre care la fel a vorbit extrem de deschis în acest interviu. Așa că priviți și partea aceasta, iar apoi o să o și comentăm. Cât de deschis, Doamne! La scurt timp după ce s-a mutat în România, Tania s-a căsătorit. Avea doar 18 ani, iar povestea de dragoste s-a încheiat la fel de repede cum a și apărut. La 18 ani m-am căsătorit prima dată. Cum a fost prima căsnicie? Cine era? Doamne, un coleg de facultate, m-am căsătorit fecioară. A și fost prima îndrăgosteală de asta gen mai serioasă. Și mi-era frică că devin fată bătrână, asta e moda, așa era la noi. La 18 ani? Dar cum? Când ai simțit că nu mai funcționează relația? După cât timp? Să zic că am divorțat, foarte frumos, prietenește, ținându-ne de mână. Ultimii 2 ani chiar nu mai funcționa de niciun fel, pentru că el a ales o altă cale. Drept dovadă, nu e actor, era dintre cei mai buni colegi de-ai mei și... I se prevedea un viitor foarte mare în actorie, dar a deviat de la traseu și s-a dus la bivolarul. Mi s-a pus condiția, ori fac yoga cu ei, acea yoga, ori ne despărțim. Și am zis, evident că ne despărțim, că eu așa ceva nu o să fac. Și la ce am fost vulnerabilă, să fac decizii proaste la bărbați, să-i aleg pe aia care să fie geloși și să mă chinuie și să fie invidioși.
aici am greșit foarte tare. M-au chinuit bărbații asta, chiar o să o spun. Foarte geloși. Și cum se manifesta gelozia asta? Mi se interzicea să-mi țin colegii la aplauze de mână sau să-i salut pe hol sau să dau bip la telefon când ies din mașină, când am ajuns la intrarea în teatru, când am intrat în cabină, că dacă un bip nu corespundea cu distanța pe care am parcurs-o, eram sunată și ieșea cu scandal unde sunt și ce am făcut. Chiar nu gândeam și nu funcționam, chit că prietenii apropiați îmi spuneau că nu e bine. Eram pur și simplu orbită și după aceea mă complăceam în acest chin. Deci dacă aș putea să dau timpul înapoi, Doamne, 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 ce îmbunătățire aș fi făcut pentru mine. Pentru că mă chinuiam într-așa hal până leșinam, adică nu gestionam cearta, suferința, plânsetul, scandalul, până leșinam, până venea salvarea să-mi facă injecții ca să-mi revin, la modul ăsta. S-a căsătorit pentru a doua oară la vârsta de 25 de ani. A fost o căsnicie care i-a adus multă suferință. A fost o căsnicie foarte rapidă. Ne-am cunoscut la o filmare. Lucra, terminase liceul militar. Da. Și era legat totul de brigăzi antiteror, nu știu ce, da. Nu mi-am dorit căsnicie, nu mi-am dorit rest, nu mi-am dorit nimic. Îmi doream, având 25 de ani, eram disperată că nu am copil. Îmi doream enorm de mult copil. Și am rămas însărcinată și n-am vrut să mă căsătoresc. Da, m-a cerut, a zis, dacă tot ești gravidă, ne căsătorim. Ne-am căsătorit, dar am divorțat foarte repede, pentru că nu era ce trebuia. Nimic, nu am făcut nicio împărțeală, nici o chestie. Nici pensie alimentară n-am vrut pentru Daria. Dar de ce ai ajuns, în punctul ăsta în care ți-ai dorit despărțirea, dar să nu mai ai nicio legătură, nici măcar pentru copilul tău? Pentru că ne-am despărțit foarte urât. A fost un divorț foarte urât. Făcea el niște ilegalități. A fost prins în flagrant, a intrat la pușcărie, nu a omorât pe nimeni, nu a făcut nimic grav. Cu bani falși, dar nici măcar nu era el era intermediarul, el îi lua de la ea care făcea și îi ducea la ea care îi distribuia, adică era între. Nici n-a gândit-o foarte bine, nu contează, prins în flagrant, Cert este că am divorțat când el era în pușcărie. El a cerut divorțul și a fost foarte urât pentru că ceva s-a întâmplat, adică nu era bine lui acolo și mie afară și divorțurile au fost alea prezente în fățișările, foarte urâte. Am fost foarte calomniată, se spuneau lucruri foarte urâte despre mine, inclusiv avocatul a zis, dacă mai spui ceva, eu am plecat în clipa asta și s-a terminat. Pachete la penitenciar, stat cu prietenii noștri. A, deci ai fost acolo la vorbi? Din provincie, cum să nu? Tu cunoscut actriță și te duceai? Nu, nici nu vreau să mi-aduc aminte, a fost o greșeală imensă, cum să fac așa ceva? Adu-mi o să văd pe Daria, pe bune, să aduc copilul la pușcărie, am făcut lucrul ăsta. Da, dar am oprit la un moment dat, n-am mai făcut chestia asta pentru că este aberant, nu. Nu, din fericire am divorțat și foarte bine că... Și te-a căutat după ce a divorțat? Da. Și a ieșit din pușcărie? Și să știi că am vorbit când am avut de vorbit, strict de copil, dacă trebuia... O procură, pentru că am lăsat-o când a crescut, am lăsat-o să se ducă în vacanță cu el, evident, sau la o zi de naștere a lui, sau... Și-au reușit să se apropie? Nu știu. Ei vorbesc, ea îi spune pe nume, nu îi spune tatăl. Au relația lor. Tu ai avut o discuție cu Daria în care să vă vorbiți despre regretele tale, despre ce ai fi schimbat dacă ai fi putut? Da, și am vorbit cu ea și i-am spus că regretul meu cel mai mare este că nu am fost ca o mamă lângă ea, exact, când trebuia să fiu. Pentru că mă uit acum că noi cu Slavic mic am fost tot timpul lângă el, adică l-am urmărit pas cu pas și chiar am fost în toate. Și îmi dau seama cât am ratat la Daria. Iar când mi-a zis odată, când am spus, Slavi, care competiție, dacă ai timp, vină și tu. Și după o pauză mi-a zis, la mine n-ai fost niciodată la competiție. Înțelegi? Și atunci, cea mai mare iubire a vieții mele fiind copilul,
este și cel mai mare regret pe care nu am cum să-l duc. Atât, atât. Am niște regrete, cum nu pot să spun, și cel mai rău îmi pare că nu pot să dau timp înapoi, adică nu pot să îndrept nimic. A fost o sacrificată. Ea mă înțelege. Știu că și pe ea o doare, dar sper din suflet, cel puțin așa am simțit, că pentru ea a contat că eu am recunoscut și că am... Că ai realizat. Am realizat și că i-am spus lucrul ăsta. Am revenit în direct, probabil mai sunt persoane care trec prin situații asemănătoare și am văzut ce spunea Tania aici, dacă aș putea să dau timpul înapoi, l-aș da. Probabil s-ar schimba foarte multe lucruri. Și acum... Dar nu poți să controlezi și pe ceilalți oameni. Adică tu dai timpul înapoi pentru tine, dar nu poți să dai și timpul celorlalți înapoi. Ei sunt așa cum sunt. Unele persoane zic, domnule, nu știu cum am atras astfel de oameni în viața mea, am tot repetat-o, numai ceva nepotrivit a fost. Da, mai zic și alți oameni în lucrul ăsta. Lucrul care vine, de fapt, din structura personalității. Adică noi trebuie să înțelegem un lucru. Că te îndrăgostești de un om din anumite motive și atracții, că râde frumos, că, știu și eu, e aventuros și așa mai departe, dar când trebuie să conviețuiești cu el, este altă socoteală. Acolo se cere stabilitate, se cere capacități de conviețuire, sinceritate, un pic de respect, capacitatea de a înțelege pe cel mai vulnerabil. Păi și nu e, că ăla mai aventuros care de care te îndrăgostești, numai așa nu e, de fapt, că de-aia te îndrăgostești de el. Da? Și mai ales dacă este vorba de o persoană, na, actriță și cu temperament. Da? Da! Aici, și da. Atunci, cum să conviețuiești? Că bărbații, mai ales ăștia din România, au spiritul ăsta de nu-mi răspunde mie, nu-mi zice mie că și n-am lăsat. Și mai ales că actriță înseamnă și emoție. Exact. Că te încarci cu foarte multe. Dar e bine să ai regrete, când ai regrete începi să conștientizezi, că mai e și vorba aia, e bine să n-ai regrete. Uite, ea conștientizează când se gândește la fată. Da. Dar probabil că n-are regrete pentru propria persoană, așa de mult. Eu duc multe, da. Cât dar e vorba despre copilul care vine, el se trezește pe lumea asta și tu îți dai seama că n-are nicio vină de ce s-a întâmplat. Da. Da? Și atunci deși explică, uneori sunt părinți care greșesc și nu explică copilului ce se întâmplă. De asta mi se pare că oamenii uitându-se la genul ăsta de subiect pot să înțeleagă și pentru ei și e bine să urmeze pașii ăștia. Dar suntem aici, că și Tania n-ar fi venit dacă nu simțea că ar putea să învețe și alții ceva. Și tocmai că e puternică. Și asta, deci e bine ca părinții, stai să mă sar peste asta, să vorbească cu copiii despre absolut orice. Copiii înțeleg mult mai multe decât crezi. Și dacă tu taci, copilul tău încearcă să înțeleagă din alte părți. Sunt copii care au aflat că au fost înfiați de la nu știu ce vecini. Da? Sunt copii care au crezut despre tatăl lor un lucru sau despre mama lor un lucru, că li s-a spus de nu știu cine care i-a bârfit. De ce să nu stai de vorbă cu copilul tău și să-i spui povestea adecvată vârstei lui despre acest lucru? Da? Mai ales dacă copilul te întreabă. E regula asta de aur. Vezi că te întreabă copilul ceva, nu îi spui lasă că-ți zic eu, îi spui atunci pe loc. Pentru că altfel află din altă parte. Dar deci cu copilul trebuie să vorbești absolut orice. Când vezi că îi s-a copt lui în cap preocupare. De asta a spus că adecvat, adică dacă e mic și te întreabă ceva, să îi împachetezi povestea asta. Nu-l faci un adult. Pentru un copil mic, da. Da, ea, de mic, oricum i-a plăcut psihologia, ea e destul de înțeleaptă și singură, s-a dumirit de multe lucruri, dar ea practic când a intrat în viața așa s-a trezit singură, adică ea nu mai avea tată, că noi am divorțat când ea era niciun an n-avea. Și, dar e bravă, mă rog, e fiică mea, normal. Are 23 de ani acum. 23 faci. Mulți înainte. Da. Mulțumesc. Ce ar trebui să mai înțeleagă părinții care se uită la noi sau oameni care trec prin căsnicii care nu funcționează? Mulți oameni au așa, această senzație că viața lor este un roman întreg, că s-ar putea scrie o carte despre cât au trăit și așa mai departe. Da. Și țin copilul departe de lucrul ăsta, dar trebuie să înțelegem că un copil are nevoie de povestea părinților lui, că de-aia îl caută ea pe taicăsu. Are tatăl nostru, mama noastră, este parte din personalitatea noastră. Și noi avem nevoie de o poveste frumoasă despre fiecare dintre ăștia și mai avem nevoie de o poveste frumoasă despre nașterea noastră. Da? Uh-huh. Pentru că există o psihologie a destinului, așa este ca și categorie generală, care spune că tu te confrunți cu destinul tău. De ce te-ai născut așa, nu te-ai născut așa? De ce arăți așa și nu arăți așa? Da? Și avem nevoie de răspunsuri. Pentru noi toți este important să știm că s-au iubit părinții noștri măcar o zi de ne-am născut noi. Da? Nu că taică-tău a fost un nenorocit încă de la început și eu n-am vrut de fapt pe tine să te fac.
Când îi spui povestea asta unui copil, pe termen lung îi dai un buletin. Wow, da, mi se pare cumplit să faci așa ceva. Îi dai o identitate foarte gravă și sunt mulți părinți care fac asta. La nervi, spun copilului care i-a supărat. Da. A, păi mai bine vedeam de treabă, nu te mai nășteam, că ești așa și pe dincolo și copilul reține. Da? De-aia copiii au nevoie de povestea, de o selecție, nu neapărat de un neadevăr, de o selecție cu ce e mai frumos din povestea vieții lor și a părinților lor. Pentru că asta se așează în identitate și de la, pe identitate construiești ce o să faci în viață. Da? Dacă tu știi că ești un ratat din niște părinți ratați, mare lucru nu vrei să faci. Că ne zici că nu meriți. Dar dacă se spune, că eu dau exemplu ăsta frecvent, mama lui Alexandru Macedon, da? Olimpia, i-a spus, măi băiatule, tu ești născut din zei, da? Bine, i-a spus, taică, tu nu este Filipul regele Macedoniei, este un zeu. Tu să știi că ești mai grozav decât taică tu care e îmbâlbâit. Da? Și uite așa a ajuns Macedon să creadă că el este, are o menire specială pe pământ și a ajuns până în Asia cu armata lui mică. Da? Deci depinde ce poveste îi spui copilului despre destinul lui. Asta nu e astrologie ce zic. Este despre destinul lui din punct de vedere psihologic. Adică trebuie să îi spui copilului și să îi dai foarte multă încredere în el. Absolut, asta. Da. Ca să se simtă bine cu el. Dar Tania e o tipă curajoasă pentru că a renunțat la o căsnicie care nu funcționa. Sunt foarte multe persoane care nu renunță la căsniciile astea toxice. Nu e așa că e mai bine să fie două familii fericite decât una nefericită? Că Daria, de exemplu, spune, tot timpul zice, că o mai întreabă unii, păi, dar cum? Că părinții de divorțați au zis, nu, eu acum sunt de două ori câștigată. Că voi moșteni și de acolo și de acolo. Și fiecare e fericit pe partea lui. Asta arată și că ea este mulțumită de ea și își permite să le răspundă celorlalți într-un mod pozitiv. Ce frumos! Asta chiar o să-i spun. E o fată echilibrată, probabil. Este. După publicitate, ne întoarcem, mai avem câteva lucruri spuse de Tania Popa, le analizăm cu doctorul Cristian Andrei și așteptăm și mesajele noastre pe numărul de WhatsApp. Ne întoarcem imediat.